Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit. Este ora 19, începe o nouă ediție în Umbra Știrilor. Discutăm despre Joe Biden, care nu va mai fi candidatul democraților pentru alegerile prezidențiale din acest an din Statele Unite ale Americii. Cine ar putea să ia locul? Ei bine, vicepreședinta în funcție, Kamala Harris. Cine este aceasta? Cum arată cariera sa? Vedeți ora aceasta. Despre ce șanse are ca să fie nominalizată de democrați, discutăm ora aceasta. În urmă cu foarte puțin timp a avut și un prim discurs. Despre acest discurs discutăm în câteva clipe. De asemenea, revenim și în țară, unde de ziua Patriarhului României, Ciolacu și Ciucă s-au întâlnit. La întâlnire a fost prezent și primarul capitalei Nicu Șordan, care i-a adus un buchet imens Patriarhului. De asemenea, discutăm ora aceasta și despre negocierile din culise. Se fac negocieri și la PNL, dar și la PSD. Partidul Național Liberal se pare că nu prea l-ar mai vrea pe Ciucă, deși el se dorește candidat din partea PNL pentru alegerile prezidențiale. Cine este în cărți acum? Vedeți ora aceasta. De asemenea, discutăm despre ce se întâmplă și la Partidul Social Democrat. Marcel Ciolacu este, pe de o parte, dorit de către o tabără importantă din partid să fie candidatul pentru alegerile prezidențiale, dar există o tabără care nu-și dorește acest lucru. Despre toate aceste scenarii în câteva clipe. De asemenea, discutăm și despre taxe și impozite. Ce taxe se pregătesc, ce impozite vom avea mult mai mari începând cu anul 2025, aflați ora aceasta. De asemenea, vom vorbi și despre antrenorul de genii, ce s-a descoperit la perchezițiile de astăzi din apartamentul său, dintr-un hotel de lux din București, vedeți în câteva clipe. Despre toate aceste subiecte și nu numai, discutăm cu invitații ore. Este vorba despre analistul politic Sarmiza Andronic. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Și eu pentru prezență, Mihaela Ștefan din partea USR, viceprimar la primăria sectorului 6. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc și eu pentru prezență. Și Bogdan Balanișcu, secretar de stat în Ministerul Mediului și membru PSD. Bună seara! Și eu pentru prezență. Așadar, doamnelor, domnilor, informația zilei de ieri, care a continuat și astăzi, este aceea că Joe Biden a făcut un pas în spate, este considerat de mulți un gest lăudabil, nu va mai candida pentru alegerile prezidențiale din acest an și a decis că o susține pe vicepreședinta Statelor Unite ale Americii, pe Kamala Harris, care în urmă cu puțin timp a dat și o primă declarație. Haideți însă să vedem cine este Kamala Harris și mai exact ce șanse are să fie nominalizată de democrați în cursa pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite. Retragerea lui Joe Biden din cursa electorală a venit ca un șoc pentru întreaga lume. După marele anunț, actualul președinte american a postat pe rețeaua de socializare X că își arată întreaga sa susținere pentru vicepreședinta americană Kamala Harris. Vreau să îmi ofer sprijinul și susținerea deplină pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați, este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump, a scris Biden. În vârstă de 55 de ani, Kamala Harris a născut în Oakland, California. A crescut într-o familie modestă alături de sora sa, tatăl lor fiind profesor de economie, iar mama a fost cercetătoare specializată în cancerul de sân. Ambițioasă din fire, Kamala a absolvit Universitatea Howard, iar apoi a lucrat ca procuror în San Francisco între anii 2004-2011. Ulterior a fost aleasă de două ori procuror general al Californiei, poziție pe care a stat timp de 6 ani. Astfel, aceasta a devenit prima femeie, dar și prima persoană de culoare care a condus serviciile judiciare ale celui mai populat stat american. I was raised to take action. My mother knew that she was raising two black daughters who would be treated differently because of how they looked. Growing up, whenever I got upset about something, my mother would look me in the eye and ask, "So what are you going to do about it?" That's why, when I saw a broken justice system, I became a lawyer to try and fix it. În ianuarie 2017, Harris a depus jurământul în Senat la Washington. Ulterior, în timpul campaniei pentru alegerile primare democrate din 2020, ea a promis că îi va face tot ce poate pentru a fi împotriva lui Trump. Un an mai târziu, a reușit să intre în istorie, devenind prima femeie și primul american de culoare care ocupă funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii. We did it! We did it, Joe! You're gonna be the next president of the United States. Hi, sorry to keep you. No, that's all right. You ready to go to work? Oh my God,
În martie 2022, în contextul războiului din Ucraina, Kamala Harris a ajuns și în România. Aici, vicepreședinta americană a fost întâmpinată de Klaus Iohannis, unde au discutat despre NATO, dar și despre conflictul de la granița țării noastre. Suntem clar că tot ce trebuie să facem ca răspuns la războiul lui Putin, inclusiv să stăm, să fim aliați în cadrul NATO și să demonstrăm angajamentul Statelor Unite pentru a demonstra angajamentul Statelor Unite. Am trimis recent batalionul Stryker. Bun, și în urmă cu puțin timp, Kamala Harris a făcut o primă declarație chiar din Curtea Casei Albe, unde a spus că dacă va fi nominalizată, este pregătită, este gata să intre în această cursă, pentru că poate să lupte cu Donald Trump. Sarmiza Andronic, analist politic, deci un subiect de interes. Cum vedeți tot ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore? Nu sunt de acord cu colega noastră care a spus că este o mare surpriză. Nu. Este o strategie bine pusă la punct de foarte mult timp. Acum avem și răspunsul la întrebarea de ce dezbaterea dintre Trump și Biden a avut loc mult mai devreme decât altă dată, pentru că știm foarte bine, altă dată, cu cât mai aproape de începerea campaniei, cu atât mai bine. Cu cât mai aproape de data alegerilor, cu atât mai bine. Acum toată lumea s-a grăbit. De ce? Pentru că Biden în ultima perioadă, și este părerea mea, da, într-adevăr, este un om bolnav, se vede că e bătrân, că vorbește mai greu, că nu mi se pare însă că a fost catastrofal atunci la acea dezbatere. A fost greoi, el niciodată nu s-a exprimat mai bine decât atât. Așa a fost dintotdeauna, mai încet în exprimare. Sigur că a câștigat Trump, pentru că mesajele lui au fost mai clare, pentru că mesajele lui au fost mai coerente. Dar Biden era în stilul lui caracteristic. Când presa americană te face pe tine praf ca președinte al Statelor Unite, e clar că undeva e o problemă. E important de obicei, mai ales că presa democrată, adică pro. Bun, asta și spun, pentru că atunci când președintele Statelor Unite face o gafă, de obicei toată lumea are grijă să acopere gafa respectivă. Da? Dacă tot ai presa la picioare, dai telefon, așa se face oriunde în lume. Nu. De fiecare dată când Biden a greșit, s-a subliniat de foarte multe ori acea greșeală. Mă rog, se vedea din start că cineva pune presiune pe el să renunțe. Foarte bine că a renunțat, să nu mă înțelegeți greșit, n-am eu o problemă cu asta, doar că este o strategie bine pusă la punct. Am văzut acum în material și recunosc că am văzut pentru prima dată acea expresie pe care a folosit-o Kamala Harris: am reușit, am reușit, voi fi următorul președinte al Statelor Unite. Poftim? Da, de ce așa? De când știm asta? Cum am ajuns la asta? Era, cred, scoasă din context. Este o declarație pe care a făcut-o, de fapt, un filmuleț pe care l-a postat Kamala Harris atunci când a câștigat Joe Biden și era o discuție cu Joe Biden la telefon și a spus: am reușit, am reușit, voi fi vicepreședinte, tu, Joe, vei fi președinte, pentru că sunt pregătită de muncă. Bun, ea este pregătită oricum de muncă. Știm foarte bine că există niște discuții și niște speculații că Obama a susținut-o foarte mult, cu toate că el nu a făcut încă niciun fel de declarație. Ba mai mult decât atât, acum 2 săptămâni am citit în presa din Statele Unite, atunci când el a fost întrebat cine ar putea să ia locul lui Joe Biden în condițiile în care el se retrage, și mai mult decât atât, a fost un răspuns sugerat: ar putea să fie actualul vicepreședinte Kamala Harris. El a spus să nu ne grăbim, da? Deși pare că acum toate speculațiile astea încep să se adeverească. Michelle Obama ar fi trebuit să fie, sau și-ar fi dorit Obama să fie candidat. Nu înțeleg însă de ce nu s-a întâmplat asta. Ulterior, mă rog, mi-am pus întrebări, am citit, pare că Hillary Clinton a fost cea care a spus stop, n-am fost eu președinte, dar nici Michelle Obama nu va fi. Asta ca să discutăm un pic altfel decât se discută în toată presa din România, pentru că sunt informații pe care le avem, deci, de acolo. Ce ne spui tu în acest moment este că că Barack Obama încă are o influență extrem de puternică, puternică chiar și după asupra, 10 ani. Da. Chiar asupra media? Da, asupra... și asupra lui Joe Biden. El a fost alături de presă atunci când s-au făcut acele presiuni.
Da? Kamala Harris, dacă în acest moment a vorbit și dacă este vicepreședinte, nu este încă un candidat sigur. Da. Hai să așteptăm Convenția Democraților, hai să vedem cine mai candidează, pentru că se discută foarte mult și despre guvernatorul din California, care înțeleg că este un tip, da, este un tip extrem de aplicat și este mult mai bun, mai dedicat decât Kamala Harris. Ea are însă un avantaj, presa este cu ochii pe ea, pentru că este vicepreședintele Statelor Unite, pentru că este foarte mult mediatizată prin prisma poziției pe care o are în acest moment. Și mai mult decât atât, se vorbește despre această retragere a lui Biden și din funcția de președinte, pentru că nu poți să spui nu mai poate candida Biden pentru că este bolnav, dar poate să își ducă mandatul până în octombrie sau noiembrie. Da, nu adică se, până în ianuarie chiar. Da? Deci chiar nu se poate, nu se poate asta. Și atunci, Kamala Harris, dacă va fi candidatul Partidului Democrat, sigur că va fi și președintele interimar al Statelor Unite, pentru că într-un fel îți faci campanie atunci când ești pe poziție de forță și altfel atunci când ești doar candidatul unui cum partid, sperau, fie el și domnul democrat. Ciucă să facă dacă domnul Iohannis va primi o funcție importantă. Bun. Nu știu cine susține pe domnul Ciucă, probabil sunt și acolo niște sponsori, pentru că deja pe Kamala Harris o sponsorizează foarte mulți. Bun, haideți să vedem primele declarații ale Kamalei Harris ieri. Pe un site de pe Instagram parcă a venit cu o declarație și avem un scurt citat din această declarație: cu Trump voi avea un duel între procuror și infractor. De asemenea, vreau să vedem ce spune și Trump. Trump a spus că de departe cel mai rău președinte din istoria țării este Biden. Kamala Harris va fi ușor de învins. Nu știm cât de ușor de învins va fi, pentru că sondajele o dau pe Kamala Harris la 2 puncte distanță în favoarea lui Trump, așadar, și Joe Biden era la 3-4 puncte respectiv. Avem și declarația lui Obama, tot așa un scurt citat: este un patriot de cel mai înalt nivel. Joe Biden înțelege mai bine decât oricine miza acestor alegeri și oarecum de aceea s-a și retras. Bine, s-a retras mai ales după ce și Barack Obama a spus public că Joe Biden trebuie să facă acest pas în spate. Mihaela Ștefan, un comentariu, vă rog. Da, mie mi se pare că președintele Americii a dat dovadă de multă tărie de caracter în momentul în care a făcut acest pas. Eu aș vrea să nu uităm nici de donatori. În campaniile electorale din Statele Unite ale Americii, cei care finanțează campaniile cu bani au un cuvânt important de spus și în momentul acesta înțeleg din presă că donatorii pentru campania lui Biden începuseră să nu mai dea bani să financeze, iar presa care a stat în ultimele săptămâni cu biciul pe Casa Albă să recunoască eventualele probleme de sănătate ale președintelui, mie mi se pare că a făcut un lucru foarte bun. Într-adevăr, Kamala Harris nu este încă nominalizată de către Partidul Democrat drept candidat. Cred și sper că va fi ea, pentru că ar da un semnal foarte bun lumii. Pentru cei care nu știu, vicepreședinta Americii este de câteva luni bune într-un turneu prin țară pentru a promova lupta acestei administrații pentru garantarea drepturilor reproductive ale femeilor din America. Știți că Roe versus Wade a fost overturned și există o problemă în acest sens în multe state din America unde femeile nu pot avea acces la avort în siguranță, și e o luptă pe care în calitate de vicepreședinte a purtat-o prin mai multe state și mi se pare relevant pentru climatul politic-social în care trăim în aceste zile, ca o femeie cu background-ul pe care Kamala Harris îl are să ajungă să fie candidatul Partidului Democrat pentru funcția de președinte. Și să nu uităm, vă rog frumos, un subiect, e destul de controversat, acel Project 2025, dacă ați auzit despre el, este planul conservatorilor pentru o eventuală administrație a lui Donald Trump și viitorul nu sună bine deloc. Domnule Balanișcu, cum vedeți? Ce se întâmplă? V-ați așteptat? Da. Dincolo de om, sunteți și, dincolo de exemplu, secretar de stat și om, sunteți și politician. Cum vedeți tot ce se întâmplă? Nu cred că a luat pe cineva prin surprindere această decizie. Eu cred că abia acum Trump își face probleme că va pierde alegerile. De deosebire de momentul în care contracandidatul său era președintele în funcție, Biden.
Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc, nu știu dacă e o coincidență sau o strategie, asta o știu cei de acolo, momentul în care se întâmplă această retragere. Uitați că nu mai discutăm despre atentatul lui Trump, nu mai discutăm despre valul care s-a creat cu acel prilej, nu mai discutăm de teoria ale conspirațiilor, că ar fi fost o chestiune regizată ca Trump să iasă pe val, să spunem așa, din contextul respectiv, ci discutăm despre ce se întâmplă în tabăra cealaltă. Apropo de finanțatori, înțeleg că la evenimentul din acest, sau în perioada de acestui weekend, de când a apărut discuția de ieri seară, de ieri, după amiază, deja sumele pe care finanțatorii, cei care sponsorizează campania electorală, au crescut semnificativ. Sunt cele mai mari din istoria de milioane de dolari de donații pentru un candidat. Într-un timp foarte scurt. Nici 24 de ore, da. Acum, iarăși, dacă e o chestiune care s-a întâmplat natural ca efect a acestor decizii, retragerea lui Biden și candidatura, că ok, nu e votată, nu e validată, dar vedem cu toții, anticipăm, să spunem așa, un eventual vot. Ori a fost o chestiune regizată, ori a fost o chestiune gândită exact ca să dea mai mult combustibil acestei schimbări, asta iarăși nu avem de unde să știm, putem doar să facem speculații, iar eu nu vreau să fac speculații. Dar este clar că avem de a face cu o relansare asupra ceea ce înseamnă campania electorală din Statele Unite și că Trump începe să-și facă griji din acest punct de vedere, asta, din punct perspectiva mea. Pornind de la asta, de la acest lucru, Sarmiza Andronic. Donald Trump și-a făcut o strategie de campanie cu Joe Biden contracandidat. Cu siguranță toată lumea știe că era într-un avantaj Donald Trump și sondajele arătau. Venind Kamala Harris cu toată susținerea, pentru că eu cred că într-un final și Barack Obama își va arăta susținerea, toată lumea o va susține. Dacă și, va... și familia Clinton. Da, exact. Dacă se vorbește inclusiv despre faptul că guvernatorul Californiei ar putea să fie nominalizat pentru funcția de vicepreședinte, să fie un bărbat alb, ca să fie contrastul, adică să fie și de o parte și de alta. Poate să-și facă Trump în acest moment, ar avea motive să, nu știu, să nu mai fie atât de relaxat? Bineînțeles. Bineînțeles, pentru că Biden era o tipologie de candidat. Vorbim acum despre cu totul altceva. Sigur că, probabil, așa cum spunea domnul Balanișcu mai devreme, s-a schimbat accentul pe mesaj. Nu ne mai uităm în tabăra lui Trump. Eu spuneam la un moment dat că după acest atentat, probabil că ce se va întâmpla cu armele în Statele Unite va deveni o temă de campanie. Nu știu dacă va fi așa. Probabil că nu, pentru că dacă va fi Kamala Harris și guvernatorul din California, echipa care să meargă pe partea democraților, este foarte posibil ca Trump să aibă o problemă, pentru că ea va fi cea care va continua, toate reformele, toate temele lui Joe Biden, doar că ele vor fi duse altfel, cu un alt ton, cu același mesaj, dar probabil mult mai... Mai multă putere, cu mai multă fermitate, și sigur că dacă va fi și dublată, să spunem așa, de guvernatorul din California, atunci chiar Trump are o problemă uriașă. Pentru că mesajele lui vor putea... Nu vor putea fi schimbate. Deci ele rămân aceleași. Schimbarea o vom vedea la Partidul Democrat. Ca și ton, nu ca și mesaj în sine. Joe Biden a venit cu o declarație chiar ieri. De fapt și săptămânile trecute spunea că Kamala Harris este un om foarte rău, în stilul său caracteristic, cu foarte mult patos. Este un om rău, dar e sigur că o va învinge. Cine? Kamala? Pe Kamala, da. Este mai ușor de învins decât Joe Biden. Da, este mai ușor de învins, numai că acum 4 ani de zile, cred că lucrurile ar fi stat altfel. Kamala Harris n-a intrat cu o imagine foarte bună, da, în dar era un pericol pentru Joe poziție. Biden. Și atunci... Da, era un pericol pentru Joe Biden, numai că ea n-a fost niciodată percepută ca un om politic foarte bun, nici ca un comunicator foarte bun, nici ca un strateg foarte bun, și mai ales nu a fost percepută ca un om de politică externă foarte bun. Dar ea a făcut niște mișcări în toți acești ani și sigur că dacă vă uitați la discursul din seara asta și la discursul ei de acum 3 ani sau 4 ani, o să vedeți că diferența este uriașă, ceea ce înseamnă că pregătirea a fost continuă pentru Kamala Harris, că a fost pentru vicepreședinte, că a fost pentru o eventuală candidatură la Casa Albă, nu știm, dar există o uriașă diferență.
Nu știu în ce măsură va putea însă Kamala Harris să-i alinieze pe toți în spatele ei, tocmai pentru faptul că ea nu a fost percepută ca un lider foarte puternic. Și atunci te întrebi, cei 3% despre care tu vorbeai că s-au schimbat procentele, da? Și că uite, ea a crescut în comparație cu Joe Biden, nu știm dacă sunt pentru ea, tocmai pentru faptul că ea nu era un lider penetrant, dacă vrei, și foarte puternic, ci mai degrabă este pur și simplu alt candidat pentru Partidul Democrat și sunt cei care s-au orientat acum și pot să spună nu mai mergem în zona lui Joe Biden, nu mai trebuie să dăm explicații, dar avem un candidat valabil. Bun. Urmărim de aproape tot ce se întâmplă peste ocean. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, după care ne reîntoarcem și discutăm ce se întâmplă, desigur, și pe scena politică din România. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, după două săptămâni de atacuri directe sau nu, s-au întâlnit la un eveniment de onomastică. Acolo a fost și Nicușor Dan cu un buchet de flori. Despre acest subiect, dar și despre ce scumpiri și taxe ne așteaptă, în câteva clipe ne reîntoarcem. Am revenit în direct. Astăzi este ziua Patriarhului Daniel, a împlinit 73 de ani, prilej cu care Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au reîntâlnit după două săptămâni în care nu au dat față în față, însă s-au atacat direct sau indirect. Haideți să vedem și aceste imagini. S-au întâlnit la biserică, doamnelor și domnilor. Bun, avem și imagini video, dar avem și poze. La biserică a fost și domnul Nicușor Dan, dar și mai mulți lideri de partid. Iată-l vedem pe domnul Nicolae Ciucă, dar și mai mulți lideri de partid, printre care domnul Nicușor Dan i-a adus un buchet imens de flori, cred că garoafe. Dar e important, având în vedere că pentru prima dată îl văd pe domnul Nicușor Dan la biserică, cu atât mai mult de ziua Patriarhului. Domnule Balanișcu, vă rog. E un eveniment la care participă dintre lideri, dintre persoanele publice. Acum că participă și Nicușor Dan, nu știu. Asta dar iată, participă domnul Ciucă și domnul Ciolacu împreună, după ce... E primul eveniment la care participă împreună și nu cred că într-un asemenea context, unul sau altul, sau despre oricine ar fi vorba, ar refuza invitația că este și X sau Y prezent acolo. Adică, din acest punct de vedere, nu... Cred că putem să discutăm, dar da, în ceea ce înseamnă spațiu public, faptul că îi vedem împreună după două săptămâni în care au fost alte activități și... Atacuri? N-aș spune chiar atacuri. Mă bun, puteți să le spuneți cum vreți, dar... niște ironii, așa, cel mult. Da, atunci stârnește motiv de interes și de discuție această, să zicem, fotografie. Cred că mai important dincolo de fotografia respectivă ce s-a reușit până acum, apropo de această coaliție de guvernare, care nu e, și eu am spus-o tot timpul, eu nu sunt și nu pot să achesez la valorile liberale, nu sunt un susținător, n-am cum să fiu un susținător, dar uite, suntem într-o coaliție în care trebuie să guvernăm pentru că este un obiectiv dincolo de interesul sau opinia personală cu privire la valorile doctrinare, să spunem așa. Sarmi Zandronic, neoficial, sau cel puțin pe surse nu neoficial, s-a dat liber la atacuri între cele două partide, având în vedere că vine campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Credeți că au avut timp să facă pace sau este doar începutul? Eu înțeleg Partidul Social Democrat și îl înțeleg pentru că au avut o înțelegere pe care nimeni n-a negat-o, apropo de alegerile din septembrie. Când vine domnul Ciucă și spune nu mai vrem alegeri în septembrie, sigur că tu ca partid... Stai un pic, pentru că tu ca partid ai făcut o strategie, da? Ai o strategie pe baza unei înțelegeri. Și vine partenerul tău și spune nu mai vrem atunci. Normal că ți s-a dus și ție strategia, nu? E normal. Acum, sigur că s-a discutat în spațiu public despre o posibilă candidatură la dublu, ca în Statele Unite, da? Premier domnul Ciolacu, președinte Ciucă. Multă lume din spațiu public și din oamenii pe care eu îi cunosc mergeau pe această variantă. Domnul Klaus Iohannis s-a trezit fără job și atunci s-a gândit că vrea el premier. Și a schimbat un pic, da? Nu știm dacă va rămâne așa, dar este a doua oară când Partidul Social Democrat este cumva pus la colț. Da? Deci o vom fi avut noi înțelegerea asta, dar nu mai ține, că știi că președintele nostru vrea altceva.
Și atunci, cred că aceste atacuri, și de o parte și de alta, sunt binevenite dacă sunt în campanie și dacă sunt argumentate. Dacă nu sunt argumentate și țin doar de o zonă de orgoliu, noi, ca și electorat, vom vedea și vom taxa ca atare. Bun. Doamna Mihaela Ștefan, avem pe Elena Lasconi, care e candidata USR pentru alegerile prezidențiale. Are un scor frumos, înțeleg, undeva la 15% în sondaje, pe locul 3-4. Este încă nici măcar n-a început campania. În schimb, am văzut-o pe doamna Lasconi, a postat un videoclip pe pagina sa de socializare și pe TikTok cu momentele domniei sale la cununii, acolo când căsătorește oamenii. De ce e atât de mult teatru acolo? De ce e atât de mult... Da, nu e teatru. Adică nu avem imaginile pregătite, dar am adus aminte ieri de acele imagini. O să le prezentăm mâine seară. Pare că deja e strict făcută pentru campanie electorală. Să știți că doamna Lasconi... Bă, ia-o de mână, mă! Da, doamna Lasconi e un personaj foarte volubil. E o persoană care iubește oamenii. Elena Lasconi este primarul Câmpul Lungului, a fost aleasă pe 9 iunie cu 70% din voturi. Oamenii o iubesc și ea iubește pe oameni. Asta s-a văzut în acele filmulețe și asta transmite tot ce înseamnă Elena Lasconi, că iubește oamenii și face politică pentru oameni. Și vă spun sincer că și eu aș fi fost cu zâmbetul cât ca asta dacă aș fi avut ocazia în acești aproape 4 ani de zile să oficiez o cununie. Mi-aș fi dorit foarte mult să fac chestia asta, dar nu am reușit să fac. Poate mai aveți timp, uite-vă lasă. O să vedem, dar e un moment foarte important în viața oricărui om. A fost invitată la ziua Patriarhului Daniel? Nu știu. Că e, se declară creștină, se declară... Da, dar nu poți să... Ești creștină, nu te duci la o... Nu, dar totuși contează, e șefă de partid, un partid care contează. Nu te duci la o petrecere fără să fii invitat. Nu știu dacă a fost invitată. Evenimentul de la Patriarhie este și unul de diplomație, dacă putem să spunem așa. Biserica este poate instituția cu cea mai mare rată de încredere în rândul românilor. E normal ca politicienii și oamenii de stat să fie alături de Patriarhul Daniel la acest eveniment. Îi dorim sănătate, putere de muncă și cel mai important e ca în campanie să lăsăm deoparte și să nu amestecăm cele două. 5 secunde, dacă îmi permiteți un mic comentariu apropo de întrebarea dumneavoastră și nu vreau să personalizez, doar o opinie raportată la ceea ce înseamnă activitatea noastră a oamenilor politici. În momentul în care faci altceva decât este obișnuit electoratul să vadă la tine, atunci cu siguranță încep discuțiile. Apropo de doamna Lasconi, câte postări a făcut sau câtă comunicare a făcut când a oficiat căsătorii. Dacă ar fi făcut chestiunea asta în cei 4 ani de zile de când este primar, astăzi cu siguranță n-ar fi fost o chestiune de discutat pentru că era o chestiune obișnuită. Eu am vrut să aduc în atenție pentru că au fost mulți care au spus că face doar pentru că... Nu este așa și niciunul mai din ales noi în, nu în preajma alegerilor prezidențiale și când s-a anunțat candidatura. Bun, dar haideți să vedem pentru că avem probleme la PSD și PNL, probleme mulți. O secundă, niciunul din noi nu locuiește în Câmpul Lung și mai e o chestiune foarte importantă. În acest weekend au fost zilele Câmpul Lungului. Da, știm. Și atunci tot evenimentul ăsta a dus comunitatea la oaltă și probabil faptul că a și oficiat în weekendul ăsta a făcut-o să fie cu atât mai... Dar nu știu dacă neapărat weekendul acesta, weekendul acesta au fost postate imagini, adică n-o fi avut timp să facă și nunt oficializare. Bine, mergem mai departe, mergem la colega mea, Mădălina Hodea, vine cu informații esențiale din partidele PSD și PNL, cum fac ei strategia pentru alegerile prezidențiale. Mădă, bună seara! Bine v-am găsit, se poartă negocieri intense în coaliția de guvernare PSD și PNL privind alegerile prezidențiale. În acest moment, doar Partidul Național Liberal și-a desemnat practic candidatul pentru alegerile prezidențiale sub numele de Nicolae Ciucă, însă Nicolae Ciucă, liderul PNL, ar trebui să primească și mandat din partea partidului pentru a intra în cursa prezidențială. În tot acest timp, ar exista și o altă variantă la Partidul Național Liberal, ar fi vorba despre fostul șef SRI, care ar putea să ia locul lui Nicolae Ciucă,
Ciucă, atât de la șefia partidului, cât și de la cursa prezidențială. Dacă ne raportăm la ce se întâmplă în Partidul Social Democrat, ei bine, atunci sunt două nume sonore care ar putea să intre în cursa prezidențială. Vorbim chiar despre liderul PSD, Marcel Ciolacu, dar și despre numărul 2 din NATO, Mircea Joană, care ar putea fi candidat pentru alegerile prezidențiale. Însă, pe data de 24 august, va avea loc un congres PSD acolo, unde fiecare membru din partid își va putea depune candidatura pentru alegerile prezidențiale, iar în acel caz, atunci și președintele PSD, Marcel Ciolacu, ar putea să își anunțe candidatura. Dacă ne raportăm la scenariile care se concretizează în rândul socialdemocraților, ei bine, atunci Marcel Ciolacu ar putea fi candidat prezidențiabil, iar Mircea Joană să fie premierul României, dar și viceversa, mai exact, numărul 2 din NATO să fie candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, iar Marcel Ciolacu să rămână în continuare cu funcție de premier. Există și un al treilea scenariu, vorbim despre Nicolae Ciucă, care ar putea fi susținut de socialdemocrați, iar premierul Marcel Ciolacu să rămână în continuare cu această funcție. În tot acest timp, la Palatul Victoria a avut loc o ședință a Coaliției de Guvernare, acolo unde liderii au vorbit și despre taxe impozite, dar și despre alegerile prezidențiale. Bun, și ajungem imediat și la subiectul taxe impozite. Mădălina, mulțumesc pentru aceste informații. Avem imediat variantele pe care le are Partidul Social Democrat pe masă în acest moment, însă vreau să vorbim puțin, Sarmiza Androni, despre ce se întâmplă acum la PNL. Se pare că domnul Ciucă își dorește, a anunțat, vrea să fie candidatul partidului, dar partidul s-a împărțit în două. Mai e domnul Helvic, o propunere viabilă. Nu, neoficială, dar se pregătește. De unde știm? Avem pe surse aceste informații, sigur. Așa, și domnul Ciucă, aceste informații vin în contextul în care, sau varianta ca domnul Helvic să fie propus, contextul în care domnul Ciucă este pe locul 4 sau 5 în sondaje. Și Helvic? Poate 6, 7 sau 1. Despre asta vorbim. Serios, pe cine schimbăm cu cine? Adică pe domnul Ciucă, pe care l-am criticat, că nu știe să vorbească, că nu știe politică, care tocmai a început să învețe să facă toate lucrurile astea, îi place să fie candidat. Cineva m-a întrebat sâmbătă când am fost plecată la mare, câți de Ciucă avem până la București? Și mi s-a părut foarte, foarte tare. Deci acum, când toată lumea știe că este candidat la președinție, când a spus din Statele Unite... Atâția bani în... Da, când a spus din Statele Unite că el este candidat, acum să-i stricați treaba. Eu nu cred în varianta cu Helvic, sincer, îți spun. Acum, serios. Bun, dar nu era cred. Atunci... E adevărat că se vehiculează dacă să fie sau nu Ciucă un candidat al Partidului Național Liberal, pentru că pare că vor veni și alții, dar nu Helvic. Acum, dacă îi pui la o la altă, iartă-mă, dar nici pe Helvic nu poți să-l asculți, că nu are zona asta de comunicare foarte bună. Și nici când era la SRI, știi foarte bine că n-a ieșit decât de vreo 2-3 ore, a ținut o conferință de presă, s-a comentat peste tot. Nu e bun. Bun, și atunci întrebare foarte scurtă. Nu era în situația în care și PSD și PNL-ul e conștient de scorul, sondajele care sunt în acest moment, nu era mai în avantaj să rămână acest tandem PSD președinte PNL? Păi eu mi-am dorit asta. Ca să spun sincer, așa cum am vorbit atunci în pandemie, când am spus, hai fraților, că toate țările au partidele care stau la aceeași masă pentru că este o situație de criză uriașă, hai să stați toți la aceeași masă să faceți ceva pentru populație. Atunci, mă rog, la un moment dat, Partidul Național Liberal s-a așezat la aceeași masă cu PSD-ul și cu DMR-ul, o chestie pe care am apreciat-o pentru că există anumite probleme care trebuie rezolvate de către toate partidele sau de marea lor majoritate. Același lucru l-aș fi spus și acum, pentru că l-am văzut pe Marcel Ciolacu. Este un premier care își face treaba, care își duce guvernul și care are o comunicare bună cu miniștrii cu care stă la masă. L-aș fi văzut pe domnul Ciucă președinte pentru că este general, pentru că, mă rog, nu este cel mai bun, dacă mă întrebați pe mine. Dar aș fi vrut să-l văd în tandem cu Marcel Ciolacu, pentru că în toată această perioadă ei, cei doi lideri, nu au fost conflictuali. Faptul că ei nu s-au certat până acum, că nu s-au bătut cu pietre, că nu s-au arătat cu degetul, că au făcut toate lucrurile astea partidele prin comunicatori, dar nu liderii, mie mi s-a părut un lucru pe care n-am de ce să nu-l apreciez. Însă în acest moment lucrurile cred că se... duc într-o direcție și vom mai vorbi cu siguranță despre asta.
Cu siguranță. Mergem acum în tabăra PSD, pentru că acolo, doamnelor, domnilor, se fac strategii. Sunt mai multe variante pe care Partidul Social Democrat le are în calcul. În primul rând, există scenariul în care Marcel Ciolacu să candideze din partea, așadar, a partidului, dar aici există două tabere. Înțeleg cei care vor să candideze Marcel Ciolacu, dar și cei care se gândesc că totuși mai bine ar fi să susțină pe altcineva, tocmai ca să nu se respecte așa tradiție în cazul în care nu câștigă, să fie tăiat capul liderului. Există și varianta susținerii unui independent care nu e tocmai independent, domnul Mircea Geoană. Există și varianta a treia, să-l susțină pe Nicolae Ciucă. Aici nu știu cât de plauzibilă este această variantă în contextul în care, repet, sondajele arată pe domnul Ciucă pe locul 4 sau 5 în clasamentul de până acum, sau să-l susțină pe independentul Remus Pricopie, care este și rectorul SNSPA. Vă rog, domnule Balanișcu, ce se întâmplă acum la PSD? Ceea ce prezentați dumneavoastră e exact cum ați spus. Deci e adevărat? Scenarii. Nu, sunt scenarii pe care unii sau alții care privesc activitatea politică sunt scenarii le fac și le aruncă în, din interiorul partidului. În presă și în spațiu, în spațiu public. Da. Din punct de vedere a ceea ce înseamnă proces de decizie, la noi lucrurile sunt foarte simple. Nu avem nici ca la PNL un candidat care spune că sigur el va fi candidatul și că va fi ales, la validat la congresul. Bine, care acum o să e și fie tradiția la PSD, la ți-e și frică să partidului. Mai intri în cursă, că ce se întâmplă dacă nu câștigi? Dar nu cred că e o discuție legată de PSD, iar apropo de aceste chestiuni, am fost inclusiv din partea liderilor PSD. Dar domnul Ciolacu, să știți că în foarte multe sondaje este pe, de fapt în toate, este pe primul loc. Da, și asta este un lucru foarte bun și nu este motivează efectul să ceea intre ce înseamnă în ceea ce a făcut parte ca și act de guvernare. La noi va fi congresul la finalul lunii august, acolo va fi desemnată persoana sau va fi luată decizia cu privire la alegerile prezidențiale și lucrurile sunt clare. Am ascultat-o pe doamna Andronic mai devreme. Mai este de cineva acolo în peisajul respectiv de care n-ați spus. Iohannis la PNL, apropo de cine candidează, Ciucă, da sau nu. Cred că acolo lucrurile sunt un pic mai complicate din această perspectivă. El a fost cel care a stricat toată coaliția cu această dorință a lui de a-și găsi exact un job. Păi, el a făcut-o, el a stricat-o. N-am, eu nu pot să uit de Iohannis, iertați-mă, nu-l pot pomeni întotdeauna, dar e în sufletul și atunci, meu acolo. Dacă venim la ceea ce înseamnă alegerile prezidențiale, cu siguranță va fi o decizie care, pe de o parte, Partidul Social Democrat are și are capacitatea aceasta să dea un candidat care să aibă șanse la alegeri, chiar dacă au fost unele voci care au spus că de pe linia PSD-ului în niște ani de zile n-au fost, nu de pe linia PSD-ului, de pe linia stângii, e greu să câștigi alegerile prezidențiale. Eu nu sunt atât de, nu achesez atât de mult la această idee și dumneavoastră a spus, sondajele arată o altă realitate din acest punct de vedere. Suntem mai precauți, cred că, ca partid politic, în sensul că suntem mai echilibrați și tratăm lucrurile acestea mai cu seriozitate decât alte partide. Eu așa aș prefera dar să văd că întotdeauna această candidatul chestiune. Partidului Social Democrat a intrat în turul 2, e foarte adevărat. Numai că întotdeauna a pierdut, tocmai pentru faptul că ceilalți se coalizează împotriva lui. Asta este o realitate pe care noi am trăit-o. De asta cred că acest tandem de prim-ministru președinte ar fi fost unul foarte bun, tocmai pentru faptul că PNL-ul nu votează PSD în eventualitatea unui candidat comun, nici PSD niciodată nu va susține, așa cum era luat în calcul un scenariu mai devreme, să-l susțină pe Nicolae Ciucă, niciodată. Dar deci deocamdată vedem timp o bătălie a PNL-ului, sigur, ca să reușească să ajungă în turul 2 cu un potențial candidat. Păi, haideți să luăm lucrurile. Și tot în același timp avem și sondajele pas. Care arată realitatea, sau cel puțin toate casele de sondare arată cam aceeași listă, ba domnul Ciolacu, ba domnul Geoană pe primul loc. Cert este că domnul Ciucă este pe ultimul sau penultim, mă rog, oricum în coada clasamentului. Mihaela Ștefan, Elena Lasconi are un scor destul de bun, undeva la 15%, dar este cea care a spus că va negocia inclusiv cu PNL-ul. Credeți că dacă nu acceptă PNL-ul să negocieze cu PSD-ul, va negocia cu USR-ul? Nu, eu nu vreau să vorbesc despre ce face sau nu face PNL-ul sau PSD-ul. Eu vreau să ne uităm puțin la ce au însemnat acești 3 ani de guvernare, pentru că nu a fost lapte și miere.
Stabilitatea economică pentru care ei s-au unit se vede și nu prea, pentru că avem inflație, cumpărăm produse de bază foarte scump, cumpărăm energie foarte scump, avem deficit, avem o datorie publică uriașă. Cred că cea mai bună imagine a acestei coaliții este, să zicem așa, podul de la Brăila. Vă aduceți aminte, l-au inaugurat cu FAST, da. Au fost toți reprezentanții coaliției acolo. Astăzi și acolo se decopertează și se mai strâng șuruburi. Bine, acum, drept dovadă că lucrurile nu putem nici acolo spune și că nici în coaliție nu funcționează. Nu se lucrează, cel puțin la categoria autostrăzi, străzi și tot ce vreți dumneavoastră. Eu cred că în perioada ultimilor 3 ani s-a lucrat cel mai mult. Cele mai mari investiții. Sunt investiții pe care au fost deblocate în o parte din ele în mandatul lui Cătălin Drulă ca ministru al transporturilor. Sunt investiții care se datorează Planului Național de Redresare și Reziliență, din care, apropo, tranșa a treia, în continuare nu am primit niciun leu, pentru că această coaliție, oricât de puternică ar fi ea în sensul de a vrea să ofere stabilitate poporului român, refuză în continuare să facă reformele de care avem nevoie ca să luăm banii din tranșa a treia. Deci este pentru noi mai puțin important ce aleg sau ce vor alege în Congres PNL și PSD să facă și pe cine să-și pună candidat. Noi o avem candidată pe Elena Lasconi, suntem toți în spatele ei și avem încredere că va ajunge până în turul 2 și de acolo are foarte mari șanse să câștige președinția. Eu mă bucur, dacă îmi permiteți 5 secunde, mă bucur să aud astăzi că USR-ul este în spatele doamnei Lasconi, după ce acum nu foarte mult timp în urmă vreau să o dea afară și au și scos-o niciodată de pe lista. Niciodată nu s-a pus problema și așa. Au și scos-o niciodată de pe lista de candidatură la europarlamentare, dar aici o mică chestiune, ca informațiile care le ducem în spațiu public să fie cât se poate de adevărat. Investițiile care se întâmplă astăzi în România, o bună parte dintre ele vin de pe linia PNRR-ului. Și nu vreau să intru în logica cum a fost scris PNRR-ul de către domnul Ghinea, la momentul respectiv lider al USR-ului, actual angajat al USR-ului. Avem investiții care vin și de pe perioada de programare financiară, adică fondurile europene 2021-2027 și, foarte important, avem investiții în mediul rural, acolo unde USR-ul nu este bine reprezentat și unde nu cunoaște problematica, de pe ceea ce înseamnă programele guvernamentale. Trebuie adică să programul mergem mai Angel departe. Salini, pe care dumneavoastră, când erați la guvernare, colegii dumneavoastră de la USR, au vrut să-l excludă cu tot. Iar eu invit pe cei care au susținut această chestiune să meargă să discute în mediul rural cu primarii și cu populația și să vadă dacă investițiile în școli, deci cabinete medicale, infrastructură rutieră de acolo au fost bune vă sau dau nu, un exemplu nu de, pentru comunitate. De finanțare, bine, vă dau un exemplu de finanțare pe exercițiu vechi, stația de epurare de la Glina. De exemplu, vă dau un exemplu de aici, de la noi din București, blocat în fosta administrație, deblocat de această administrație condusă de Nicu Șordan. Și același da, altceva lucru a făcut sau doar asta? Au făcut, a fost mult mai multe lucruri. Bine, și haideți s-a văzut să mergem pentru că bucureștenii l-au ales, are Nicu Șordan, reformele începute de USR nu pot fi este Nicu Șordan a fost ales cu 48%. Da, dar asta și datorită greșelilor celor de la PSD și PNL. Sau probabil doar din cauza datorilor. Nu e un candidat independent. Nicu Șordan a fost ales de din cauza greșelilor începute. Bun, mergem mai departe pentru că avem o știre extrem de importantă. Astăzi au avut loc percheziții, doamnelor, domnilor, în apartamentul lui Christoph Lajos, cel supranumit antrenorul de genii acuzat de viol. El, vă reamintesc, că ar fi fost surprins, de fapt a fost surprins în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor de 14 ani, practic îl viola pe acesta. Mergem la colega mea, Claudia Leonescu, pentru că vine cu informații extrem de importante, după care vă arăt traseul filării acestui individ care avea în preajma sa sute sau chiar mii de copii în ultimii 10 ani. Bun găsit, Rafa, bun găsit tuturor. Sunt percheziții de amploare la un cunoscut lanț hotelier din cartierul Vitan Bârzești, acolo unde locuiește și așa zisul antrenor de genii, care în momentul de față este acuzat că ar fi violat un minor în vârstă de 14 ani. În urmă cu o zi, polițiștii l-au prins în flagrant, iar în momentul în care a fost dus la audieri, acesta a ținut să le spună că, deși a întreținut relații intime cu minorul, se afla de fapt într-o stare de somnambulism. A fost arestat preventiv pe loc. Mai mult decât atât, în urma audierii au ieșit la iveală și
alte fapte comise de acesta. Se pare că îl manipula pe tânărul în vârstă de 14 ani să creadă că familia lui este toxică și că trebuie să stea departe de părinții lui. Mai mult decât atât, acesta îi oferea minorului sume cuprinse între 2 și 3.000 de euro lunar în schimbul relațiilor intime. Bun, și avem mai multe cartoane care arată că ancheta poliției este de cel puțin un an de zile. Betty, hai să dăm, te rog, cartoanele. În primul rând, în perioada iulie-august 2023, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate îl filează pe Lajos Cristof. Părinții depun plângeri, copilul și Cristof Lajos nu se întâlnesc pentru că minorul era instituționalizat, adică era într-o casă de copii. În perioada iulie 2023, deci ASPC sesizează Brigada de Combatere a Criminalității Organizate în legătură cu suspiciunile de abuz sexual. Familia copilului este informată de suspiciuni. Mama însă refuză să interzică minorului contactul cu Cristof Lajos. În iunie 2024, tatăl copilului depune o petiție la poliție, se plânge că cel mic pleacă foarte des de acasă, începe filajul care durează 2 săptămâni. Cristof Lajos este prins în flagrant când abuza copilul. Cert este că în cele 2 săptămâni poliția știa de fiecare întâlnire a lui Cristof Lajos cu copilul, dar în cele 2 săptămâni nu s-a întâmplat ceea ce au descoperit după aceea, adică violul. Antrenorul de genii este acum arestat pentru 30 de zile și riscă ani grei de închisoare. Domnule Balanișcu, vă rog. Există o lege în Parlament, un proiect de lege, nu contează de cine e depus, el există, sancțiuni dure pentru violatorii, pentru abuzatorii de copii, așadar, inclusiv castrarea chimică. Ați susține așa ceva? Din punctul meu de vedere, trebuie să existe toleranță zero pentru astfel de situații. Avem de-a face cu niște persoane care au probleme mentale. Asta este realitatea. Eu sunt tată de fetiță, fetița mea are 9 ani, nu vreau să mă gândesc că sau să trebuiască să trăim cu o stare de frică că sunt oameni în societate care fac astfel de chestiuni. Deci, din punctul meu de vedere, toleranță zero pentru astfel de situații. Ce vine suplimentar peste această chestiune este că sub sigla, metafora, imaginea unor fapte frumoase, lăudabile, calde, se ascund astfel de demonstri efectiv. Și atunci, inevitabil, ca părinte, îți pui semnul de întrebare de fiecare dată când vei fi într-o situație de acest tip, să duci copilul la un club de ceva, la un curs de ceva, și nu mi se pare corect nici pentru cei care îți de bună credință, care sunt marea majoritate. Vreau să dau cuvântul și Mihaela Ștefan, foarte scurt, vă rog. Da, e o situație complicată. E o situație care ne arată că între noi sunt oameni care reușesc să găsească punctele slabe ale altor oameni, să profite de ele pentru a face lucruri abominabile. Reiterez și eu numărul de telefon 119, la care și foarte bine că ați făcut asta, la care orice copil sau adult care știe de un caz în care un copil este neglijat, abuzat, să apeleze acolo. Nu mai avem timp, Sarmiza Androni, vă rog, foarte scurt. Pe mine, eu o să fiu foarte scurtă. Pe mine mă șochează și se vede care este nivelul acestui om în momentul în care spune eram în stare de somnolență când abuzezi un minor. Era surprins în timpul actului sexual. Ai niște trăiri, ai niște simțuri, nu? Nu poți să spui că erai... Da. Și mai grav decât atât, procurorii investigează dacă sunt mai multe victime și se pare că ar exista așa ceva. Mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, mulțumesc și invitațiilor. Ne revedem mâine seară de la ora 19. Numai bine!